Bună ziua din nou, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în urmă cu câteva minute, iată-ne în a doua zi de târg, la salonul de carte Bookfest, joi 30 mai. Deschidem seria din această zi, din această după-amiază, pentru că vor mai urma după acest eveniment alte două evenimente pe alte zone de interes, alte colecții ale editurii Herald. Deschidem, cum spuneam, seria de evenimente culturale, lansări de carte, cu evenimentul Psihoterapia între știința și arta transformării, eveniment prilejuit de lansarea cărții Știința artei psihoterapiei de Ellen Shore în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Iar o să dau citire, mi-a plăcut foarte mult, pe coperta 4 a cărții Știința artei psihoterapiei, American Psychoanalytic of Association spune despre Dr. Ellen Shore, o figură monumentală în cercetarea psihanalitică și neuropsihanalitică. Această carte, acest volum, așa cum spuneam, a apărut în colecția Psihoterapia, o colecție îngrijită, o colecție coordonată de colega mea, Gabriela Denis. Îi dau cuvântul să ne spună câteva cuvinte despre această colecție, de ce este ea atât de importantă în portofoliul de titluri și de colecții ale editurii Herald. Și apoi, bineînțeles, că vom intra alături de invitatele noastre din această după-amiază în miezul acestei probleme, acestui subiect. Este vorba despre Claudia Vulceanu, cea mai apropiată de mine, psihanalistă în formare, candidată din anul 2012 a Societății Române de Psihanaliză, absolventă a Facultății de Filozofie a Universității București. Claudia Vulceanu a inițiat în 2015 România pe divan, primul program național de dialog între psihanaliștii din România și publicul larg. Și de asemenea Rita Teodoru, psihanalist, psihoterapeut, formator, supervisor în cadrul Asociației Române pentru Psihoterapie Psihanalitică, membru titular al Societății Române de Psihanaliză. Îi voi da acum cuvântul colegei mele, Gabriela Denis, coordonatoarea colecției Psihoterapia. Am citit cărți de spiritualitate.
spiritualitate, dar psihologia mi s-a părut calea cea mai echilibrată. Acum suntem într-o perioadă în care psihoterapia ajunge cumva să îmbine un filon spiritual, un filon științific și filonul filozofic, umanist. Cumva psihologia nu mai este o știință, ci este la intersecția multor științe care își dau concursul pentru a construi un model despre ce înseamnă omul și funcționarea umană, ce înseamnă psihicul uman, ce însemnăm noi pentru noi și în relație cu ceilalți. Cartea pe care eu am acum în față este o carte care a rezultat din această întrepătrundere a neuroștiințelor cu filozofia, cu psihanaliza, care multă vreme nu a fost considerată neapărat o știință, cu tehnicile cognitivistare, cu... Este o carte interdisciplinară. Și eu consider că ăsta că este cea mai bună expresie a ceea ce a ajuns să reprezinte psihoterapia în această perioadă contemporană. Am lăsat în urmă modelele psihoterapeutice în care nu aveam dovezi științifice, dar terapeutul în sine, ca om, funcționa ca un instrument de cunoaștere, prin introspecție, prin psihanaliză, prin această analiză a psihicului său profund. Am lăsat în urmă perioada în care s-a încercat foarte mult să se reducă ființa umană la stimul și reacție, la comportamente exterioare, în care conștiința, pentru că nu putea fi definită, se încerca să fie operaționalizată și să se reducă la simple operații de răspuns, pur și simplu care este răspunsul omului la ceea ce îi se întâmplă, care este reacția sa comportamentală, care este reacția sa la nivelul gândurilor, ceea ce putea fi formulat, văzut și cumva standardizat. Am lăsat în urmă și acea perioadă, am lăsat în urmă inclusiv această perioadă a terapiilor comportamentale care au adoptat acest model cognitivist de a interpreta funcționarea umană și am ajuns cumva la o nouă revoluție în psihoterapie, una care cred că este cu atât mai profund pentru că reușește să integreze toată cunoașterea care s-a acumulat, o cunoaștere extraordinar de multe în deceniul de cercetare al creierului, acea decadă care a fost denumită decada creierului, care la începutul anilor 2000 a furnizat un volum imens de informații referitoare la modul în care funcționează creierul și sistemul nervos în general. Toate aceste informații au putut fi integrate datorită unor cercetători ambițioși, cum este Alan Shore, cum este Damasio, un cercetător al emoțiilor, cum este Pansep, un arheolog al emoțiilor, cum se declară, chiar el are o carte despre arheologie emoțiilor, dar și datorită celor care s-au apropiat foarte mult de psihoterapie și chiar au practicat psihoterapie în cabinetul lui, în cabinetul lor, așa cum este Alan Shore, Daniel Siegel, oameni care au adus din sfera neurobiologiei și a științelor despre creier acele informații necesare pentru a înțelege procesele terapeutice și pentru a înțelege, până la urmă, care este baza procesului de schimbare în psihoterapie. Această carte despre asta vorbește. Iar în colecția Psihoterapia pe care o coordonez la editura Herald, încerc de câțiva ani să aduc astfel de cărți în prim plan, cum este Gabor Mate, cu Pe tărâmul fantomelor înfometate, cum este Daniel Siegel, avem o carte editată de Daniel Siegel care va apărea în curând, How People Change, cum se schimbă oamenii, este un titlu provizoriu. În general, încerc să aduc astfel de cărți care au reprezentat un fel de piatră de temelie pentru noua abordare a psihoterapiei. O abordare integrativă, unde se reprezintă
fiecărui curent terapeutic, că vorbim de psihanaliză, că vorbim de cognitiv comportamentală, că vorbim de umanistă, nici nu știu ce exemple să vă mai dau. Nu atât tehnica propriu-zisă a terapeutului este cea care face diferența în cabinet, cât personalitatea terapeutului și capacitatea lui de a stabili o relație, o alianță terapeutică. Este o carte extrem de complexă, cu atât de multe concepte că nu știi pe care să-l iei mai întâi și să-l discuți. Este o carte provocatoare, foarte dificilă la început, pentru că își cere concentrare, cel puțin pe primele capitole, până te lămurești cum funcționează lucrurile, după care te prinde, te fascinează, rămâi și o citești până la capăt și ești uimit de faptul că o carte absolut științifică, cu atâtea studii științifice și cu atâtea referințe de specialitate, poate fi atât de fascinantă și atât de împlinitoare pentru un psihoterapeut. Și spune tot ce
ce se gândește, a spus Freud, este corect și este valid. Și Freud a și spus, la această dată noi nu avem posibilitatea să demonstrăm că biologia e importantă. Dar probabil cei care știți, Freud chiar era neurolog, da? Și s-a ocupat foarte mult, el a încercat să facă din psihanaliză, să-i pună o origine în biologie. Dar nu a putut. Și atunci a luat celălalt versant, dar întotdeauna a rămas, chiar și în istoria psihanalizei, psihanaliștii s-au poziționat în două extreme. Ceea ce este extraordinar pentru Lănșor e că, luând, așa cum spunea Gabriela Deniz, studiile din mai multe științe, a reușit să găsească o ecuație complexă și originală, interdisciplinară, în care fiecare din științe să confirme rezultatele altei științe. Ceea ce, apropo de, probabil știți, de cel care a luat Nobel pentru situația win-win situation, a dovedit, există posibilitatea ca într-o ecuație, într-un toată lumea să câștige. Și de asta Alan Shore e extraordinar, dovedește neurobiologic că inconștientul, de exemplu, este localizat în creier, și anume în creierul drept, mai precis. Ce să pot să vă spun altceva despre Alan Shore? Și asta este extraordinar, probabil pentru că la americani e mai ușor ca oamenii să fie recunoscuți de adevăratele, ei se recunosc unii pe alții. Așa se explică că el citează foarte, foarte mulți savanți de renume la ora actuală, ale căror studii compere în același sens și ai sentimentul că e un networking, da, care va aduce din ce în ce mai multe povezi în sprijinul faptului că psihoterapia este, într-adevăr, un instrument valabil pentru a îmbunătăți modalitatea de a trăi în propriul nostru corp, în propria noastră minte, în propria noastră viață, ceea ce presupun că este un deziderat care oricare, conștient sau inconștient, are în momentul în care apelează la un sprijin. Mulțumim, doamne Rita Teodoru. Claudia, de ce emoția, de ce nu gândul, cogniția, de ce nu comportamentul? Tehnicile cognitiv-comportamentale sunt validate științific, așa cum s-a pomenit puțin mai devreme. Au în acest moment, prin planul în lumea medicală a psihologiei clinice, reprezintă terapiile cu cel mai mare procent de finanțare din partea caselor de asigurări și a sistemelor de sănătate din Europa și Statele Unite. Sunt cel mai des predate în școli. Sunt suficiente din punctul de vedere al costurilor? Sunt eficiente. Suficiente? Cred că sunt. Presupune. Pentru casele de asigurări, sigur, sunt suficiente cererile. E o întrebare atât de complexă, încât se cere un pic desfăcută. Acum, din poziția unui psihanalist, suntem într-o competiție, dar nu într-o competiție încăpățânată cu terapiile cognitiv-comportamentale. Asta înseamnă că eu voi răspunde de pe o poziție interesată, da? Acum, lupta asta este foarte intrigant și interesant ce spune Alan Shore. Nu se duce pentru că oamenii, să zicem una dintre tabere, nu înțelege realitatea, în timp ce alta o înțelege mai bine. Lupta asta se duce pentru că însăși paradigma științifică face loc unei confruntări. Alan Shore este clinician, dar cu toate astea își adună majoritatea datelor din neurologie. O să fac un scurt istoric ca să înțelegeți de unde bătălia și de ce a câștigat până acum terapia cognitiv-comportamentală și de ce ceea ce se întâmplă astăzi cu psihanaliza nu este un câștig. Este un loc pe care îl ia împreună cu terapia cognitiv-comportamentală la masă. Nu va fi exclusă terapia cognitiv-comportamentală pentru că ea are obiectul ei precis de studiu. Acum,
Freud a fost neurolog. Freud a ajuns să înțeleagă că doar desfacerea creierului nu ne ajută să înțelegem omul, ceea ce nu înseamnă că desfacerea creierului propriu-zis sau observarea lui nu ne va face să înțelegem ceva despre om. Ceea ce produce Freud este conceptul de minte. Da? Înainte aveam conceptul de suflet, un corp însuflețit. Și era marea problemă carteziană. Cum stau sufletul și corpul împreună? Enigmă. E, Freud spune așa, nu, o minte. O minte cu două capete. Cu un capăt în cap, în creier, și cu celălalt cap în semantică, în ceea ce poate face omul cu sens. Bun. Acum se spune, de exemplu, despre Freud, că a fost un vizionar. Cu siguranță a fost vizionar. Dar, nu pentru că a fost vizionar, cred eu, asta este opinia mea, a prevăzut că va veni biologia care să-i confirme toate teoriile. Ela de paradigmă, știința se schimbă în ce sens? În sensul în care nu mai putem fi simpli obiectivi. Obiectivitatea în cazul minții umane ne arată, ce ne arată? Că există un individ în fața noastră, dar cum îi funcționează mintea, nu știm. Asta înseamnă introducerea subiectivității. Asta știe să facă psihanaliza, să observe un subiect uman. Acum, schimbarea de paradigmă este ceva foarte intrigant. Dacă știința ar fi putut tot, știința așa cum era definită pe vremea lui Freud, doar observarea creierului, ea ar fi făcut mai multe din acel moment. Paradigma asta că se poate observa creierul și se poate înțelege sufletul, da? Pentru câteva sute de ani au fost concurente, de la Descartes încoace. Descartes a văzut, de fapt, o problemă enormă în istoria, în istoria Occidentului. Noi nu avem decât două variante de a înțelege omul și nu știm să le legăm între ele. Anatomia, începuse deja anatomia, da? Și filosofia era pe vremea, sau teologia, sau spiritualitatea. Paradigma asta de care vorbește Alan Shore începe, dacă vreți, odată cu Da Vinci. Nu începe acum. Freud folosea conceptul de vertex și încep să vă răspund întrebării dumneavoastră. El a creat o teorie atât de complexă încât a spus... Eu, în complexitatea asta, aștept să se deschidă roca biologică, creierul, și eventual să-mi confirmați sau infirmați teoria. Asta nu înseamnă că psihanaliza lui Freud va fi confirmată. Ea poate fi infirmată. De exemplu, anul ăsta, la Roma a fost o conferință de neuropsihanaliză în care Ramachandran, cel mai eminent neurolog al momentului, a spus, ne interesează psihanaliza, pentru că nu avem nicio teorie, absolut nicio teorie, cu care să înțelegem ce facem. Ne interesează Freud pentru că putem să-l infirmăm. Mulțumim că avem ce infirma, pentru că altfel nu înțelegem ce facem. Freud vorbea despre trei vertex. Sau despre vertex, ce înseamnă? Poziții, da? Perspective din care poți să privești mintea. Poți să privești mintea sau un subiect uman din perspectiva comportamentului lui, adică al acțiunii, nu? El face acțiuni, se presupune că are niște motivații pentru asta. Din perspectiva gândurilor sale, pentru că el transmite informație, și din perspectiva emoțiilor sale, pentru că el depune mărturie că există, simte, e prezent în tot ceea ce spune și face. Această paradigmă nu este o paradigmă în sine, este de fapt apariția celui de-al treilea vertex, ca să zic, emoția. Emoția își capătă și ia locul la masă după ce a fost foarte bine studiat comportamentul de behavioriști, foarte bine studiat prin psihologia eului conștiința, atât cât se poate studiat în sensul cum funcționează, da? De către cognitiviști, iar acum vin psihanaliștii cu depun mărturie pentru noi așa simțim. Deci, din perspectiva mea, nu psihanaliza este învingătoare, psihanaliza e invitată la masă. Din perspectiva
împotriva caselor de asigurări, și aici vine bătălia, de ce asta este prezentată ca o paradigmă științifică, adică de, bătălia se face pe sănătate, ca să zic așa, pentru că în America a fi științific înseamnă totul. Înseamnă a fi, a avea certitudine. Dacă ai certitudine, ești finanțat, nu este nicio problemă. Psihanaliștii nu știau să depună, sau ei știau să depună mărturie, dar nu știau să aducă dovezi, altele decât propriile mărturii. Tehnica RMN ne ajută să vedem cum se sapă efectiv pe creier, pe creier, cum se sapă și cum se refac sau cum se fac noi legături. Asta funcționează o paradigmă sau prezentarea beneficiului pe care îl aduce psihanaliza ca paradigmă științifică, pentru că de fapt pe termen lung s-a observat, dar mai în clinică, adică din observație subiectivă, s-a observat că o terapie psihanalitică are efecte durabile în timp ce o terapie cognitiv-comportamentală are efecte imediate. Ambele au efecte. Emoția, cum se zic, avea loc și până acum, dar nu avea loc la depăntări. În România nu are loc nici cealaltă la depăntări. Mulțumim, Claudia Luceanu. Doamna Rita Teodoru, Șor face foarte multe afirmații îndrăznețe, pe care însă le susține prin numeroase referințe la scrieri psihanalitice consacrate, dar și la numeroase studii și cercetări moderne de neurobiologie. Una dintre ele fiind aceea că în emisfera dreaptă putem localiza, de fapt, substratul biologic al inconștientului lui Freud, cum s-a și pomenit. Iar sistemul orbitofrontal superior poate fi asociat cu preconștientul descris de el. Un filtru dinamic pentru emoții, cel care ia un fel de decizie afectivă. Credeți că lucrurile stau astfel pentru că autorul a fost de la bun început influențat de psihanaliză în condiții pe care el se recomandă ca fiind neuropsihanalist? Da, mulțumesc. Într-un fel am răspuns pe jumătate la întrebarea asta în momentul în care m-ați întrebat. Eu cred că a fost influențat de teorie. Deci nu a fost influențat de psihanaliză, căci nu este, n-a fost psihanalist. Ce l-a fascinat a fost teoria psihanalitică, așa cum Claudia foarte, foarte bine și didactic a precizat. Eu o să vin în ultimul secol și am să vă spun că Alan Shore, în primul rând ca și cercetător, a citit, cred că, enorm. Deci, ca să poată să înțeleagă obiectul de studiu asupra căruia dumnealui avea, cred, intuiția și drive-ul să facă aceste descoperiri, deci el s-a concentrat pe tot ce putea să-i aducă predecesorii să. Și a folosit doi magistrali cercetători teoreticieni în același timp ca și clinicieni. Primul este Freud, despre care am spus, iar al doilea, remarcabil, pe care Shore l-apreciază în mod extraordinar, este Bowlby. Bowlby a fost, la rândul său, destul de lateralizat de psihanaliști. Vă mărturisesc că la data aceea, psihanaliza, așa cum arăta că era în plină dezvoltare în anii aia, 50, 60, 70, psihanaliștii nu se temeau deloc că au un instrument infailibil și, într-adevăr, erau pe val, cum se spune. A fost epoca psihanalizei preluată de americani cu un entuziasm extraordinar. Deci, la data aceea, ceea ce spunea Bowlby nu era neapărat de interes. Dar el a fost tot așa un cercetător care a fost de o mare, mare atenție și a adus ceea ce este astăzi foarte important pentru psihanaliști, observarea. Observarea. Lui se datorează o mulțime dintre liniile de dezvoltare în psihanaliză, observația bebelușului. Și
cel mai real și evidențiabil între mamă și bebeluș. Și pentru că a avut această genială curiozitate de a se duce la începutul vieții noastre, ușor a fost fascinat de lucrul ăsta și a spus, trebuie că e ceva aici. Și trebuie, a fost ipoteza pe care a dovedit-o, că din moment ce e atât de timpuriu, trebuie că are un efect nemijlocit asupra structurii. Pentru că, așa cum v-am spus, noi ți-am și ne uitam la funcția creierului, minte. Dar, în realitate, această funcție se referă la un organ. Și ea este minte. De ce e important asta? E important pentru că, așa cum spune Șor, noi suntem ființe biopsihosociale. Iar versantul social încă n-a fost adus în discuție, dar va sigur că el va schimba paradigma de înțelegere a relațiilor interumane pe termen lung. Deja o și face, nu vorbim despre viitor, dar deja viitorul începe să se scrie. Am și văzut câteva cărți ale dumneavoastră în care doar le-am răsfoit și, într-adevăr, există în foarte multe din cărțile pe care le aduceți, deja asta e prezent, nu mai e viitor. Deci, dacă a fost influențat, revin, sigur că a fost influențat. În clinică, sigur, Alan Shore e și clinician, dar nu a făcut în primul rând psihanaliză, a făcut psihoterapie, probabil de mai multe orientări. Cred că pur și simplu a încercat mai multe orientări, dar nu face din asta un caz, ca să spun așa. Lui s-au acordat foarte multe premii, inclusiv de Asociația Americană de Psihanaliză, datorită contribuțiilor remarcabile pe care le aduce. Și el este neuropsihanalist pentru că neuropsihanaliza este o divizie. Adică atât de important este studiul evidence-based, îi spunem noi, a evidențelor psihanalizei și psihoterapiei, încât s-au creat divizii speciale de cercetători destinați acestui scop. Niște subcategorii, să le spunem. Da. Departamente, mă rog. Gabi, pe scurt, psihoterapia, știință sau artă? Am să plec tot de la ce spune Alan Shore, care spune că trebuie ca psihoterapia să aibă o bază științifică. Trebuie să avem cumva o modalitate de a ști că ceea ce facem, facem bine, de a măsura cumva efectul nostru ca un profesionist în domeniul sănătății asupra oamenilor pe care îi avem în fața noastră. Trebuie să putem face acest lucru și nu o putem face fără o bază științifică, care este până la urmă baza societății noastre occidentale. Este măsura lucrurilor în domeniul public și cunoașterea occidentală în momentul acesta. Dar și am aici chiar am ales un citat care poate să vorbească despre asta pe clapetă. Noi, ca terapeuți, ne formăm în interacțiune directă cu clienții noștri și oricât de multă teorie am învățat și oricât de multe tehnici am exersat, noi ne formăm ca oameni în relație cu acești clienți care intră în cabinet și din momentul acela ceea ce învățăm noi despre ei, învățăm și despre noi. Și modul în care noi reușim să ne înțelegem pe noi și să intrăm în relație cu ceilalți nu mai ține de știință. Ține de capacitatea noastră de a fi cât mai uman, cât mai empatici, cât mai creativi și cât mai în acord cu emoțiile noastre, cu zonele noastre de inconștient, de a fi cât mai prezent până la urmă psihologic și biologic în relație cu acea persoană. Și deja acolo ajungem să vorbim despre artă, despre arta relaționării
un terapeut, spune chiar el, un terapeut fără experiență, altfel se așează în cabinet față de un terapeut care deja are aceste intuiții. Nu-i vin din teorie, îi vin și din teoria aceste intuiții, dar îi vin mai ales din experiența lui, din ceea ce a acumulat el la nivel implicit, din ceea ce s-a așezat acolo în emisfera dreaptă și s-a format ca un model de atașament, s-a format ca un model de comunicare. Toate lucrurile acestea nu le poți exersa, nu poți să faci exerciții de a comunica cu oamenii, să spun așa. Nu există o practică anume prin care poți să faci lucrurile acestea, ci vin prin experiență, vin efectiv intrând în relație cu celălalt și expunându-te în relație cu celălalt. Mulțumesc, Gabriela. Claudia, merge psihologia și psihoterapia către un model integrativ de terapie? Psihologia și psihoterapia. Psihologia nu știu ce va face. Se vorbește, tu, Gabi, ai punctat că psihologia și ia cumva rolul de integrator. Eu încă am dubile mele. Pentru că psihologia este destul de inerțială, în sensul în care s-a așezat în vechea paradigmă. Psihoterapia nu are încotro, pentru că relația este atât de vie, de puternică și efectiv poate să fie atât de destabilizatoare pentru terapeut, încât dacă nu are o bază în realitate, nu poate triangula, cum spunem noi. Adică trebuie să te sprijini și pe altceva. E o artă, dar în spatele artei este o metodă. Metoda se testează, în psihanaliză vorbim de principiul realității, dacă este eficientă sau nu. Știința ne ajută pe noi în cabinet, nu în momentul în care ascultăm un pacient, ci ne ajută în momentul în care gândim cazul, pentru a înțelege că nu este doar o relație între un creat și un creator. Poți să pici într-o capcană extraordinară, mama și bebelușul, ce spune Șor, își formează reciproc creierul. Dar dacă nu ar fi tatăl sau lumea din afară să pună nume, să spună asta se întâmplă, se creează un bebeluș, se creează o mamă, aminte-l este o femeie și, cine, și ceva cineva, da? Nu, poți să pici, apropo de psihoză, pică unul între altul, ca să zic așa. Acum, eu mai punctez ceva. În momentul ăsta nu se pot face judecăți clare și suficiente. În momentul ăsta, fiecare, eu cred că ar trebui să pună din propriile lui intuiții și experiențe. Eu pot să spun așa, ce este foarte intrigant pentru un psihanalist când intră în zona asta, este istoria psihanalizei. Freud, un neurolog, s-a bătut cu medicii să facă loc umaniștilor în această brazlă. De ce? Pentru că, de fapt, a creat breșa pentru toate atacurile la psihanaliză, că nu ar fi științifică și că este o poezie, o artă, dar oricum nu ceva atât de serios. Bătălia s-a tranșat pe teritoriul Americii, după moartea lui Freud. De ce a făcut asta? Eu cred că nu a fost o toană a lui Freud, ci chiar paradigma o cere. Gândiți-vă numai că Freud este contemporan cu Nietzsche și cu Dostoevski. Da? Fiecare sesizează fix aceeași problemă. Nu poți doar cu știință, nu poți doar cu artă. Nu este o zâzanie între știință și artă. Este o complementaritate care, dacă ar fi o simplă înțelegere, ce frumos ne înțelegem, ar fi complet nedinamică. Nu, mai bine nu ne înțelegem, ca să putem să avem, cum să spun, conflictul generează idei. Simpla înțelegere generează liniște, dar atât. Este știință și artă, dar încă nu știm ce fel de știință este. În schimb, arta este particulară. Fiecare poate să povestească despre maestria lui. Mulțumim, Claudia Vulceanu. Și ultima întrebare pentru doamna Rita Teodoru. Care sunt abilitățile și calitățile necesare unui terapeut, unui psihoterapeut? Ce îi se cere acestuia pentru a însoți clientul pe drumul vindecării? Mai devreme spuneam despre
și îmi place să folosesc, eu le numesc chiar niște, nu doar niște calități, niște virtuți. Compasiune, blândețe, răbdare, calm, empatie, înțelegere. Sigur, dacă discutăm în teritoriul virtuților, dintr-o dată ne plasăm într-o idealizare subtilă și simpatică al minteri. De altfel, să știți că unul din lucrurile greu de tolerat pentru un psihanalist, vă vorbesc din punctul ăsta de vedere, cred că alte tipuri de terapie se descurcă mai bine, dar pentru un psihanalist chiar e foarte greu. Idealizarea e ceva greu de dus și necesită un parcurs lung de trabaliu pentru ca pacientul să poată să-l vadă, apropo de trecut în realitate. Așa că, după părerea mea, cu cât un psihanalist e mai virtuos, e mai greu pentru el însuși, da? Să se descurce în această meserie. După părerea mea, se descurcă bine cineva care are foarte multă experiență de viață de toate felurile. Deci de toate felurile însemnând, știi, da, și eu am fost pe aici. Adică să fie din ce în ce mai puține în discursul pacientului despre care tu cu adevărat să nu știi nimic. Deci asta, după părerea mea, e greu de obținut, de asta terapeuții sunt greu de făcut, ca să spun așa. De asta teoriile sunt foarte bune și chiar cred sincer că o școală bună de psihoterapie e necesară. Adică trebuie un parcurs serios pentru asta, dar asta știți, e exact cât piciorul groaște, dar totuși e ceea ce se cheamă basic. Și atunci, dincolo de asta vin anii care, de fapt, descoperi și, după părerea mea, asta este privilegiul psihanaliștilor. De asta noi suntem ceva mai liniștiți atunci când suntem întrebați, pentru că traseul pe care îl faci într-o analiză personală chiar e dificil. Sunt foarte mulți ani grei în care ai contact nemijlocit propriul tău interior, propriul tău trecut, propriile tale vise și eșecuri și asta, ca să zic așa, întărește interiorul. De asta n-aș putea să vă fac o listă de ce ar trebui, pentru că să știți că și cei de la Colegiul Psihologilor m-au întrebat. Asta a fost foarte... Da, trebuiau date, trebuiau o listă, da, de care sunt calitățile și atribuțiile, dar sunt de acord, da, sunt de acord că formal trebuie formalizate câteva dintre ele, cele pe care le-ați precizat, sinceră să fiu, lăsând gluma la o parte, sunt foarte importante. Calitatea de a fi om și capabil să vadă oameni, să audă oameni și să îndure suferința. Vă asigur că a îndura suferința este una din, nu știu dacă e virtute, nu știu dacă e blestem, uneori mă întreb, dar sunt, da, conțea să fie masochism, e bun, dar vedeți, tocmai, toate prea exagerate devin ceva împotrivă, adică totuși spiritul liber, aș zice că e una din caracteristicile pe care un terapeut ar fi foarte bine să le păstreze, să aibă inima liberă, ușoară, da? Pentru că oricum e încărcată destul de mult de poveștile oamenilor, de suferințele lor, de lipsurile lor, în așa fel încât dacă reușește de fiecare dată să respire ușurat, apropo de model de lucru, și asta vreau să vă spun, de asta am și precizarea că e o notă de entuziasm în ceea ce spune Shore. Dacă îl citești până la capăt, de asta te și prinde. Pentru că eu chiar cred că el chiar crede asta și eu mă bucur, îmi plac oamenii crezători, că se poate. Adică paradigma lui spune că se poate să schimbe. Noi, ca psihanaliști, eu însă mi-am făcut o lucrare pentru că suntem bântuiți. De ce schimb? Ce poți să faci să schimb? Deci de când devenim psihanaliști ne preocupă asta, schimbare. Și el spune, da, se poate. Și se vede, uite, vă arăt eu. Adică tot ceea ce faci se pune. Se eu. Vede și chiar pe da. Da. Și mai mult decât atât. Deci eu ca și clinician, eu nu sunt teoretician, sunt... Dar sunt fascinat de cercetător. Ca
întotdeauna, da? E fața și reversul. Mă fascinează putința lor de a, de a lucra în or. Deci eu văd în fiecare zi a vieții mele, văd schimbarea, dar cred că nu, nu pun mereu problema să o, nu știu, să o evidențiez. Știți? Dar e atât de evident că nu numai oamenii care lucrează asupra lor se schimbă, ci tot, toată constelația celor care sunt. Da? Asta e extraordinar. Dacă o mamă lucrează, copilul ei se schimbă. Dacă un copil lucrează, bunica lui se schimbă. Adică lucrul acesta este deja o evidență. Știți? Și cumva faptul că el spune, stați liniștiți, chiar e adevărat, nu sunteți nebuni, nu susțineți o prostie, chiar e adevărat. Știți, pentru noi, ca profesioniști, e liniștitor. Nu suntem deloc alucinanți, ceea ce muncim e pe bune și asta, întotdeauna răspund pacienților, stai liniștit, orice faci se pune. Poate nu o să vezi acum, dar într-o zi ai să vezi. E mult mai mult, e în progresie geometrică. Știți? Și dintr-o dată asta nu mai e parapsihologic, nu mai e spiritual, fără să fie lipsit de asta, dar e chiar pe bune, cum spun eu. Și are o bază reală, adică poți să vezi asta. Știți? Și dacă ești, dacă ai nevoie de dovezi, ele există. Am oameni, ingineri, care doamne, sunt atât de liniștiți în momentul în care poate să citească și să vadă o imagine și o schemă, ceea ce e perfect. Înțelegeți? Sunt oameni care zic, să nu ne arăți chestia asta, că un desen, o artă, perfect. Adică de asta ceea ce spune Claudia, că merge pentru orice poziție te-ai pune cu condiția să te pui onest la masă. La masa discuției interdisciplinare, tot ce, ceea ce tu aduci, apropo de win-win situation, dacă pui ceva, te capeți cu mai mult. Și asta mie mi se pare că, încă o dată, nu mai e para psihologică, e chiar carnea meseriei noastre. Foarte frumos. Științific ce înseamnă? Nu înseamnă, cum să zic, doar armat teoretic, adică foarte coerent, cu ipoteze foarte tare, în lumea bună, academică, nu. Științific înseamnă despre real. Despre real care se poate întotdeauna testa, nu doar de o singură persoană, ci intersubiectiv, că de aici și nota pe socializare, pe cât de mult modelează creierul, comunitatea, grupul, da? Deci se testează, e ca la Toma, vezi cu ochii tăi ceea ce a văzut și celălalt. Acum, psihanaliza a fost foarte multă vreme captivă în ceea ce Lacan numea sondarea simbolicului și a imaginarului, pentru că lumea internă nu se vede, se presimte, da? E, acum, în real, în, simțeam cumva simbolic, așa vedeam că prin sens lucrurile, presimțeam că și în real se întâmplă ceva. Dacă este științific, înseamnă că deja avem capacitatea de a testa realul. Doar atât, nu înseamnă nimic spectaculos științificul. Adică nu este o combinație între ceva care nu poate să stea. Orice minte are și realitatea de a fi parte dintr-un om. Adică realitatea mea este corporală pentru dumneavoastră. Eventual, dacă vorbesc, pot să fiu mai mult decât, nu știu, o cutie neagră. Da? Dar realitatea este că putem, de fapt, să deschidem și asta și să vedem mișcare dinamică. Schimbarea se vede în real, se ascultează efectiv. Foarte mult invitatelor noastre din această după amiază, doamna Rita
Teodoru, Claudia Vâlceanu, colega mea Gabriela Deniz. Aici încheiem evenimentul Psihoterapia între știința și arta transformării, eveniment prilejuit de lansarea cărții Știința artei psihoterapiei de Alan Shore, volum publicat în colecția Psihoterapia. Noi vă invităm la următorul eveniment, aici la standul editurii Herald. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Mulțumim mult!